Te salut, drag prieten! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și îți spun bun venit pe canalul nostru de YouTube Dumnezeu te iubește! Te primim cu brațele deschise și cu bucurie și recunoștință în această comunitate ghidată de iubirea divină și credința sinceră. Aici găsești materiale inspiraționale, învățături pline de înțelepciune și discuții captivante, toate menite să îți îmbogățească credința. Fiecare videoclip este realizat cu multă dragoste, având scopul de a aduce bucurie și lumină pe calea ta spirituală. Te invităm să te abonezi și să ni te alături în această călătorie sacră, amintindu-ți mereu că Dumnezeu te iubește. Suntem aici să te sprijinim să descoperi lumina. Astăzi aflăm dintr-un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, informații interesante despre Sfânta Ecaterina de Siena, patroana principală a Italiei, învățător și doctor al Bisericii Catolice. Moto: Tu ai voit, Doamne, să trimiți o femeie care să scuture Roma de praf, fără a sfărâma mormântul lui Petru. Louis de la Buillerie. Născută Caterina Benincasa, la 25 martie 1347 în Siena, Italia, Sfânta Ecaterina de Siena este una dintre cele mai remarcabile figuri ale istoriei Bisericii Catolice. Renumită pentru misticismul său profund și pentru rolul său de reformatoare, Ecaterina a avut un impact major asupra vieții spirituale și politice din Evul Mediu Târziu. Canonizată și proclamată doctor al Bisericii, viața și munca ei continuă să inspire generații de credincioși din întreaga lume. Încă de la vârsta de 6 ani, Ecaterina a avut primele sale viziuni religioase, semănând semințele unei vieți dedicate credinței. Provenind dintr-o familie numeroasă, fiind cel de-al 23-lea copil, Ecaterina a ales o cale diferită. La 16 ani a intrat în Ordinul Penitenților Sfântului Dominic, cunoscut și sub numele de Terțiar Dominican, un ordin religios destinat laicilor care doreau să trăiască o viață de sfințenie în cadrul comunității. Deși nu era autorizată să efectueze exorcisme majore, Sfânta Ecaterina a manifestat o puternică opoziție față de forțele malefice. Multe relatări istorice descriu luptele ei intense împotriva demonilor. Exorcizările ei erau mai mult acte de credință personală decât ceremonii oficiale ale bisericii, dar eficiența lor a fost recunoscută și apreciată datorită sfințeniei ei. Activitatea mistică și spirituală a Ecaterinei a fost dublată de o implicare activă în viața politică și ecleziastică. A trăit într-o perioadă marcată de conflicte intense, atât pe plan civil cât și în cadrul bisericii. Războaiele între orașe-state și schisma care amenința unitatea bisericii catolice erau probleme stringente ale vremii. Ecaterina a intervenit direct. Corespondența sa cu diferite personalități religioase și politice ale timpului, fiind numeroasă și influentă. Cele peste 380 de scrisori adresate papilor, regilor și liderilor civili ateste eforturile sale de a aduce pace și reformă. Ea a jucat un rol crucial în întoarcerea papei din exilul de la Avignon la Roma, pledând pentru unitatea și stabilitatea bisericii. Într-o epocă în care femeile erau rareori recunoscute ca liderii spirituali sau politici, Ecaterina a spart convențiile timpului său. Alături de alte sfinte contemporane, cum ar fi Sfânta Brigita a Suediei, Ecaterina a fost o rază de lumină care a ghidat societatea medievală prin umbrele conflictelor și ale crizelor spirituale. Prin mesajele sale de dragoste, iertare și unitate, ea a adus o contribuție semnificativă la civilizația europeană. Sfânta Ecaterina de Siena a murit la vârsta de 33 de ani, pe 29 aprilie 1380, dar moștenirea sa spirituală continuă să trăiască. A fost canonizată în 1461 și declarată doctor al Bisericii în 1970 de către Papa Paul al VI-lea, fiind una dintre puținele femei deținând acest titlu prestigios.
Biserica Ortodoxă, care nu folosește titlul de doctor al bisericii, îi recunoaște și ea sfințenia și contribuțiile importante. Astăzi, Sfânta Ecaterina de Siena este un patron al Europei și al Italiei, iar viața ei de sfințenie și curaj rămâne un exemplu puternic de credință și dedicare pentru credincioși din întreaga lume. Continuăm să ne inspirăm din viața și scrierile ei, căutând să aducem pace și unitate în comunitățile noastre, așa cum a făcut ea în vremurile sale tulburi. În ziua de 25 martie 1347, în cartierul popular Fontainebranda din Siena, s-a născut Ecaterina Benincasa, al 24-lea copil dintre cei 25 ai soților Jacopo Benincasa și Lapa Piagenti. Provenind dintr-o familie de zugravi, Ecaterina a fost martora umilinței și greutăților vieții încă de mică. Cu toate acestea, încă din copilărie, tânăra Ecaterina a manifestat semne clare de înclinație spre viața spirituală. La vârsta de 6 ani, Ecaterina a avut prima sa viziune mistică. Într-o lumină strălucitoare, i-a apărut Iisus îmbrăcat în veșminte pontificale, înconjurat de o mulțime de sfinți, printre care i-a recunoscut pe Sfântul Petru, Sfântul Paul și Sfântul Ioan. Un an mai târziu, la doar 7 ani, în prezența Sfintei Fecioare, Ecaterina s-a oferit ca mireasă lui Iisus, promițându-i devoțiune pentru totdeauna. A fost un jurământ pe care l-a rostit cu o conștiință și o maturitate spirituală remarcabile pentru vârsta sa fragedă, așa cum avea să confirme mai târziu confesorul ei. Pe măsură ce creștea dorința Ecaterinei de a se dedica complet lui Dumnezeu, a intrat în conflict cu planurile mamei sale, Lapa, care încerca să-i aranjeze o căsătorie convenabilă. La vârsta de 12 ani, Lapa a promis-o în căsătorie unui tânăr din Siena, refuzând să asculte poveștile fiicei sale despre chemarea divină. Drept protest și apărare, Ecaterina și-a tăiat părul și s-a baricadat în camera ei, gesturi care au stârnit reacții dure din partea părinților. A fost forțată să execute cele mai umile și grele munci din gospodărie. Dar Ecaterina nu s-a revoltat. În schimb, și-a creat o chilie interioară, un spațiu mental dedicat reculegerii și rugăciunii, unde trăia spiritual alături de mirele ei divin. În fizic se dedica cu dăruire treburilor casnice, demonstrând o disciplină și o forță spirituală excepționale. Mai târziu avea să le spună discipolilor ei: faceți-vă o chilie în minte, din care să nu mai puteți ieși niciodată. Determinarea și devoțiunea Ecaterinei nu au rămas neobservate. Tatăl ei, Jacopo, a fost primul care i-a recunoscut puritatea spirituală, observând-o într-o stare profundă de rugăciune. Acest moment l-a făcut să înțeleagă că Ecaterina nu era o fiică obișnuită. Cu binecuvântarea tacită a tatălui ei, persecuțiile din partea familiei au încetat, permițându-i să-și urmărească chemarea spirituală. Într-un sfârșit, Ecaterina a fost liberă să-și trăiască viața de sfințenie. A cerut să îmbrace haina călugărițelor din al treilea ordin dominican și în cele din urmă a părăsit casa părintească. Acest pas a marcat începutul unei cariere spirituale prodigioase, caracterizată prin viziuni mistice, acte de caritate și intervenții importante în politică și religie. Ecaterina de Siena a devenit una dintre cele mai influente reformatoare ale Bisericii Catolice, contribuind la reîntoarcerea papei de la Avignon la Roma și pledând pentru unitatea Bisericii. A scris peste 380 de scrisori adresate papilor, regilor și altor lideri religioși și politici, în care a promovat pacea și reformele spirituale. În tumultuosul oraș medieval Siena, adesea câmp de luptă între diverse familii și grupări politice, străzile erau constant pătate de sângele răniților, iar spitalele erau supra-solicitate. În acest decor sumbru și haotic, Sfânta Ecaterina de Siena și-a desfășurat activitatea caritabilă cu o dedicare de neegalat. Împreună cu un grup devotat de femei, Ecaterina și-a asumat misiunea de a ajuta pe cei afectați de violență și sărăcie.
înfruntând pericolele și asprimile vieții de zi cu zi, aceste femei curajoase organizau ajutoare pentru cei sinistrați și săraci. Ecaterina intra în spitalele supraaglomerate, unde îndeplinea munci considerate de obicei domeniul bărbaților sau al femeilor vârstnice. Un episod grăitor este cel în care Ecaterina s-a confruntat cu un lepros grav. Deși desfigurat și rău mirositor, în loc să fie dezgustată, ea s-a aplecat și i-a sărutat picioarele desfigurate pentru a-și înfrânge repulsia. Acest gest simboliza nu doar empatia ei profundă, ci și puterea sa spirituală de a transcende limitele umane. Rănile fizice, greutățile și lipsurile nu au speriat-o pe Ecaterina. În schimb, durerea sufletelor împietrite în răutate și păcat era adesea atât de intensă încât îi provoca leșinuri. Energia și devotamentul său pentru binele comun nu cunoșteau limite. Se ocupa de reeducarea fetelor decăzute, salva răniți din învălmășeala luptelor și se apropia de muribunzi, pregătindu-i pentru moarte cu grijă și compasiune. În anul 1369, un tânăr din Perugia, condamnat pentru încercarea de a provoca o revoltă, se confrunta cu disperarea și blestema atât pe Dumnezeu cât și pe oameni. În starea sa de agonie spirituală și psihologică, a fost vizitat de Ecaterina, la acea vreme o tânără de doar 22 de ani. Intrând în celula lui cu o zi înainte de execuție, i-a propus să se roage împreună. Această rugăciune a adus pacea și credința în sufletul său frământat. După momente de rugăciune, tânărul a cerut să se spovedească și să primească sfânta împărtășanie, așteptându-și liniștit sfârșitul. A doua zi, Ecaterina a fost prezentă la eșafod, oferindu-i tânărului ultimele cuvinte de mângâiere. Ținându-i capul în mâinile sale delicate, i-a șoptit numele Iisus și l-a consolat spunându-i: „Fratele meu dulce, e ziua nunții. Peste puțin vei începe viața fără de sfârșit.” Această scenă emoționantă subliniază capacitatea ei de a aduce speranță și mângâiere, chiar și în cele mai întunecate momente. Ecaterina a transformat compasiunea într-o armă puternică împotriva nedreptății și suferinței. Determinarea și spiritul ei de sacrificiu au fost o lumină în întunericul conflictelor ce dominau Siena, oferind un exemplu de iubire creștină în acțiune. Fie că îngrija răniții, că se ocupa de sufletele împietrite, sau că aducea pace condamnaților, toate acțiunile ei erau înrădăcinate în credința sa profundă. Într-o epocă de tulburări și suferințe, Sfânta Ecaterina de Siena s-a confirmat ca o figură de neclintit în apărarea celor oprimați și în slujirea celor suferinți. Curajul și devotamentul ei față de Dumnezeu și semeni au transformat-o într-o lumină călăuzitoare în mijlocul crizelor ce afectau Italia medievală. Ecaterina și-a demonstrat încă din tinerețe curajul în fața mulțimii agitate, luând apărarea evreilor și copiilor nelegitimi, chiar și atunci când oamenii aruncau cu pietre. Acest curaj nu era doar o manifestare a justiției sociale, ci și un semn al credinței sale puternice că toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Momentul de maxim eroism al Ecaterinei a venit în anul 1374, când Italia a fost lovită de o devastatoare epidemie de ciumă. În timp ce mulți fugeau din oraș pentru a-și salva viața, Ecaterina, alături de alte 27 de femei devotate, a refuzat să plece. Au rămas pentru a îngriji bolnavii, să care trupurile celor morți și să ajute la îngroparea lor. Pentru aceste acte de milostenie, în loc să primească recunoștință, Ecaterina a fost întâmpinată de concetățeni cu vorbe de ocară și insinuări răutăcioase. Totuși, aceste încercări nu au făcut decât să adauge o nouă piatră prețioasă în coroana de merite a Sfintei. Răsplătirea divină nu a întârziat să apară. Hristos i-a apărut în viziune și a întipărit pe trup semnele rănilor sale, stigmatele la mâini, picioare și coaste. Aceste semne sacre pe care le-a purtat până la moarte erau o confirmare a misiunii sale divine.
În această viziune, Hristos i-a spus: de acum vei părăsi chilia ta, orașul și țara. Eu voi fi cu tine și te voi duce să vorbești întregii lumii. Vreau să te trimit la episcopi, la conducătorii bisericii și ai creștinătății, pentru ca o femeie slabă să dea de rușine mândria celor tari. În acea perioadă, Italia era dezbinată de războaie fratricide, iar papa, părintele creștinătății, era prizonier în castelul de la Avignon. Când Urban al V-lea a încercat să se întoarcă la Roma, a fost forțat să se retragă la Avignon din cauza răscoalelor. Urban al V-lea a murit trist, iar succesorul său, Grigore al XI-lea, părea că va rămâne definitiv la Avignon. Ecaterina nu a ezitat să călătorească din capitală în capitală, devenind o mesageră a cerului, respectată și ascultată de conducătorii timpului. Când a ajuns la Grigore al XI-lea, i-a spus cu fermitate: ridică-te, fii bărbat, îți spun eu că nu trebuie să te temi de nimic. Încurajat de cuvintele și influența Ecaterinei, Grigore al XI-lea a revenit la Roma, încheind astfel exilul papal. Dacă exilul babilonic al bisericii a luat sfârșit, acest lucru s-a datorat într-o mare măsură darului lui Dumnezeu și eforturilor neobosite ale Ecaterinei de Siena. Dar misiunea Ecaterinei nu s-a încheiat odată cu revenirea papei la Roma. Ea a înțeles că trebuia să înceapă o operă de refacere a vieții spirituale, care se afla într-o stare jalnică atât în rândul credincioșilor, cât și al clerului. Ecaterina și-a dedicat ultimii ani din viața acestui scop, scriind scrisori și tratate spirituale, oferind îndrumări și sfaturi atât laicilor cât și clericilor pentru a reînvia credința autentică și devotamentul. Deși nu știa să scrie, Ecaterina de Siena a dictat zeci de scrisori, adesea simultan la mai mulți secretari. Aceste scrisori erau adresate papei, episcopilor, regilor și multor persoane simple. Ni s-au păstrat 307 dintre ele, documente pline de înțelepciune, credință și realism. Sfânta Ecaterina a dictat și o carte esențială, Dialog despre Providența Divină, operă care l-a determinat pe Papa Paul al VI-lea să o declare pe Sfânta Ecaterina de Siena, învățător al bisericii, pe 4 octombrie 1970. În această perioadă istorică, Urban al V-lea a murit după nefericita sa întoarcere la Avignon, iar Grigore al XI-lea a fost ales papă. Noul papă, care o cunoscuse și o admira pe Sfânta Brigita a Suediei, a fost bucuros să afle de influența Ecaterinei în Italia. Preocupată de diviziunile dintre principii creștini, Ecaterina a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i uni. A călătorit la Pisa, o republică maritimă care îi facilita contactele cu personalitățile politice influente ale timpului. La Pisa, în Biserica Sfânta Cristina, în anul 1375, Ecaterina a primit stigmatele, semn al perfectei identificări cu mirele ei răstignit. Stigmatele au simbolizat durerile morale pe care le avea de suportat în lupta sa pentru unitatea bisericii. Aceste semne sacre au reprezentat o confirmare divină a misiunii ei de reformatoare și mesageră a unității și credinței creștine. O conjurație îndreptată împotriva papei, organizată de orașul Florența și susținută de alte orașe din Toscana, Umbria și Lazio, a dus la excomunicarea orașului Florilor. Conducătorii florentini, conștientizând consecințele economice și sociale severe ale acestei pedepse bisericești, au cerut medierea Sfintei Ecaterina de Siena. Ecaterina a întreprins această misiune importantă, însoțită de confesorul ei și de mai mulți discipoli. La sosirea în Avignon, a fost primită cu ospitalitate și onoare de Papa Grigore al XI-lea. Cu toate acestea, tensiunile și rivalitățile din Florența împotriva papei s-au reaprins, făcând intervenția Ecaterinei inutilă din punct de vedere imediat. Sfânta Ecaterina nu și-a pierdut însă timpul. Rămânând la Avignon timp de 3 luni, a urmărit un scop mai înalt, readucerea papei la Roma. Ecaterina a avut mai multe întâlniri cu papa,
subliniind necesitatea întoarcerii sale la scaunul roman pentru a începe o serie de reforme esențiale în biserică. Ea i-a promis sprijinul său continuu, atât prin rugăciune, cât și prin influența sa supra conducătorilor politici ai vremii. Conform unor autori, Ecaterina i-a amintit papei despre votul pe care acesta l-a făcut în ziua alegerii sale, angajându-se înaintea lui Dumnezeu să se întoarcă la Roma. Această revelație neașteptată, fiind un act personal și secret necomunicat nimănui, l-a tulburat profund pe papă, determinându-l să-și împlinească promisiunea cât mai repede. În timpul celor 3 luni petrecute la Avignon, papa a avut ocazia să cunoască îndeaproape activitatea și opera Ecaterinei. Drept semn de recunoaștere, i-a oferit privilegii speciale, cum ar fi dreptul la un altar portabil, permițându-i astfel unui preot să celebreze liturghia pentru ea oriunde s-ar afla. Papa Grigore al XI-lea l-a desemnat pe fratele Raimondo da Capua ca și ocrotitor și confesor al Ecaterinei și i-a atribuit încă 3 preoți cu autoritate deplină pentru a însoți oriunde și a asculta confesiunile numeroșilor penitenți care se converteau sub influența ei. Această misiune și recunoaștere specială primită de la papa au consolidat rolul Sfintei Ecaterina de Siena ca o figură centrală în reformarea și unirea bisericii, continuând să inspire și să motiveze prin exemplul său de devoțiune și curaj. Ecaterina de Siena a părăsit Avignon doar în ziua următoare plecării papei Grigore al XI-lea. La sosirea în Genova, papa a avut un moment de ezitare sub presiunea oamenilor bisericii și a rudelor, fiind pe punctul de a se întoarce la Avignon. Intervenția decisivă a Ecaterinei l-a convins să-și continue drumul spre Roma. În timp ce papa era primit cu mare solemnitate în Roma, Ecaterina s-a retras la Siena. Din Siena, Ecaterina a trebuit să intervină din nou pentru a media reconcilierea dintre orașul Florența și papă. După tratative dificile, în timpul cărora și-a riscat viața, ea a asistat la semnarea păcii în 1378. La scurt timp după moartea papei Grigore al XI-lea și alegerea succesorului său, Urban al VI-lea. Crezând că și-a îndeplinit misiunea, Ecaterina și-a dedicat restul timpului dictării mesajului său spiritual, Dialogul Divinei Providențe. Această lucrare, redactată într-un limbaj plin de afecțiune și accesibil, prezintă prin învățătura spirituală principalele adevăruri ale credinței, așa cum le-a perceput ea sub inspirația Sfântului Duh. A abordat teme precum Sfânta Treime, întruparea cuvântului ca manifestare a iubirii milostive a lui Dumnezeu, rolul Mariei în economia mântuirii și drumul spiritual de la convertire până la înălțarea în sânul Sfintei Treimii. Viziunea Ecaterinei despre biserică este foarte actuală și profundă. Ea o vedea întemeiată după imaginea Treimii, deținând comoara sângelui lui Hristos, dăruită umanității prin sacramente. Papa, considerat un Hristos pe pământ, era pentru ea un celario, cel care are grijă de hrana spirituală al sângelui divin, iar preoții, administratorii acestuia. În raport cu biserica, Ecaterina se simțea fiică, fiind născută pentru viața divină și mamă, primind de la Iisus misiunea de a renaște biserica la o viață nouă și contribuind la reforma spirituală. Visa la o biserică sfântă, cu episcopi, păstori și preoți plini de zel. Nu dintr-o viziune triumfalistă a creștinului, ci pentru că biserica ar putea restaura armonia lumii, oferind oamenilor sângele lui Hristos care generează pacea. Pacea era marea viziune istorică a Ecaterinei de Siena. Pentru a o realiza, a abordat reforma bisericii prin 3 mijloace clare: întoarcerea papei la Roma, înnoirea vieții bisericești și unitatea principiilor creștini. Ea a crezut că papa, revenind la scaunul său de la Roma, era singura persoană capabilă să inițieze o veritabilă reformă în rândul creștinilor. În al doilea rând, își propunea înnoirea vieții ecleziastice, episcopi, preoți și călugări,
și, în al treilea rând, unirea principiilor creștini într-o sfântă trecere. O misiune de vestire a Evangheliei mai degrabă decât un război împotriva necredincioșilor. Convinsă că numai persoanele reînnoite prin Evanghelie puteau reînnoi și biserica, Ecaterina s-a dedicat cu toată forța reformei călugărilor Ordinului Sfântului Dominic, de care era legată ca terțiară. Având mulți fii spirituali în acest ordin, a reușit să-i facă să promită că la primul capitlu vor alege ca superior general pe fratele Raimondo da Capua, ceea ce s-a și întâmplat. Reforma a început în Italia și s-a extins în Germania, Olanda, Portugalia și alte țări, readucând ordinul dominican la spiritul său de început. Pe când se angaja în această operă de reînnoire morală, o criză majoră a lovit biserica. Un grup de cardinali a sabotat alegerea lui Urban al VI-lea și l-au ales antipapă pe Clement al VII-lea. Ecaterina a alergat la Roma pentru a-l apăra pe papa legitim. La invitația papei Urban al VI-lea, a vorbit în consistoriul cardinalilor rămași fideli și a trimis scrisori către regina Giovanna din Napoli și alți șefi de stat, îndemnându-i să se alinieze în apărarea singurului vicar al lui Hristos. A chemat la unitate liderii comunităților creștine din Roma, inspirându-i să facă zid de apărare în jurul lui Urban al VI-lea. Aceasta a fost cea mai dureroasă perioadă din viața Ecaterinei, fiind lovită în iubirea ei cea mai mare pentru unitatea bisericii. Și-a pus întrebări dacă a procedat corect aducându-l pe papă la Roma, gândindu-se că schisma poate că nu ar fi apărut dacă ar fi rămas la Avignon. Zilnic parcurgea pe jos drumul de acasă până la Bazilica Sfântul Petru, unde își petrecea întreaga zi în rugăciune, cerând lui Dumnezeu să conducă din nou biserica sa spre unitate. La Roma, Sfânta Ecaterina de Siena s-a îmbolnăvit grav. În dimineața de duminică, 29 aprilie 1380, înconjurată de fiii ei spirituali, adunați la patul ei de moarte, ea le recomanda dragostea fraternă și dragostea pentru biserică. Le-a spus: "Să considerați ca ceva sigur, o prea iubiții mei fii, acum când părăsesc trupul, că eu mi-am consumat și dăruit viața în biserică și pentru Biserica Sfântă. Și acest lucru este pentru mine un har special, să vă iubiți cu sinceritate unii pe alții." După ce a rostit încă o dată numele Iisus, inima ei a încetat să mai bată. Sfânta Ecaterina de Siena a părăsit această lume, dar a lăsat în urmă un izvor de lumină și încurajare prin viața, scrisorile și opera ei. Pe 29 aprilie 1461 a fost ridicată la cinstea altarelor, iar în 1939 a fost proclamată patroana principală a Italiei împreună cu Sfântul Francisc de Assisi. Canonizată în 1491, declarată patroana Italiei în 1939 și învățător al bisericii în 1970, Ecaterina a fost prima femeie, alături de Sfânta Teresa de Avila, distinsă cu acest titlu. Aceasta i-a conferit actualitate și universalitate vieții și învățăturilor sale. Drag prieten, îți mulțumesc din suflet pentru că ești mereu alături de mine. Îmi doresc ca în fiecare zi să găsești ocazii care să te apropie de iubirea divină și să-ți întărească credința. Te îndemn cu multă dragoste să-ți deschizi inima către iubirea infinită a lui Dumnezeu. Nu uita că ești învăluit de o iubire necondiționată. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și te aștept cu bucurie pe canalul nostru de YouTube pentru a explora împreună călătoria spirituală. Îi mulțumim și jurnalistului George Hodorogea pentru materialele sale extraordinare. Să ne revedem sănătoși și binecuvântați!